Are gustul ăla de carton. De unde să mușc, că n-am cum să mușc, uitați cât e de imens. Torțele comunismului. Ele se află la baza monumentului Buzlugea. Purcelul este animalul cel mai iubit de români, în special pe grătar. Este dovada vie că o mâncare nu trebuie să fie complicată ca să fie bună. Am ajuns la hotelul Sveta Petka din Veliko Târnovo și abia așteptăm să ne cazăm. Camera noastră este la etajul 3. Haideți să o vedem împreună. Wow, a funcționat. Ce frumos miroase. Camera aceasta din Veliko Târnovo este foarte mică, dar e curată, are tot ce trebuie, aer condiționat, televizor și mini frigider. A costat 50 de euro pe noapte și abia așteptăm să dormim aici. Baia este foarte mică, nu are cabină de duș după cum se observă, dar are tot ce trebuie, inclusiv oglindă cu dezaburire și lumină. Ne-au dat și papuci, rămâne un singur lucru de făcut. M-am instalat în Veliko Târnovo. Din fericire, am avut noroc și am găsit un loc de parcare fix lângă hotel. Haideți să o luăm la pas și să descoperim orășelul Veliko Târnovo. Suntem pe strada etnografică de aici, din centrul orașului, unde am găsit această sculptură a unei țărâncuțe bulgăroaice, care are în mână o farfurie și... Ceea ce vroiam să vă spun este că această sculptură superbă se potrivește extraordinar cu coșurile acelea de gunoi colorat. Poarta stradală, nu știu ce să zic, dacă e artă stradală sau chiar e coș de gunoi. Oh, este chiar un coș de gunoi, dar sunt niște coșuri de gunoi foarte drăguțe. Vis-a-vis de țărâncuța noastră am găsit și un atelier de ceramică. Ia uitați aici ce modele au ei. Sunt mai diferite față de modelele noastre de la Horezu. Îmi place tare, tare mult acest porumbel. De fapt, cred că este chiar o porumbiță care are o burtică așa, destul de măricică. Se aseamănă un pic cu mine. Na. Amândouă avem viață bună. Am mai văzut ceva și pe partea cealaltă. Mai sunt câteva modele aici mai colorate. Ia uitați-le! Am intrat în acel mic atelier de olărit unde am văzut ustensilele pe care le folosesc pentru crearea acelor farfurii superbe. Acolo am aflat și că întregul procedeu durează o lună de zile, din prima zi în care este olărit până în ultima zi când este pus la vânzare. Totul este făcut cu multă, multă dragoste, muncă și, în special, răbdare. Toată străduța aceasta este extrem de deosebită și mă surprinde la fiecare pas. Nu credeam vreodată că o să găsesc un papion din lemn. Aici avem niște funduri de lemn care sunt extraordinare, sunt super artistice, sunt foarte complicat făcute din diferite bucățele de lemn, tăiate, apoi lipite, presate, șlefuite, arată extraordinar. Costă 300 de leva o bucată, acesta costă 500, care este de-a dreptul pe extraordinar. Avem aici un atelier de lemn. Ia uitați ce lucruri superbe sunt aici. Bineînțeles că îmi place acest purcel care este de-a dreptul minunat, super amuzant. Avem și niște măgăruși. Și domnul aici face un nene care cântă la fluier pe măgar. Ia uitați ce fain sunt acești unicorni. Niște broscuțe testoase pentru iubitorii de căței. Bineînțeles că avem și cățeluși, avem și pisicuțe. Ghișe ne-a luat de la meșterul nostru simpatic ca suvenir un purcel.
Eu zic că purcelul este animalul cel mai iubit de români, în special pe grătar. Acest suvenir ne-a costat 30 de lei și este foarte, foarte prețios. Este o străduță mică, dar concentrată, cu lucruri handmade, frumoase, lucrate din suflet, la prețuri decente. Iar aici poți vedea cum se produce, de exemplu, o geantă, un fund de lemn, o oală, o farfurie, un covor. Este minunat, iar mie mi-este atât de cald și atât de sete încât trebuie neapărat să mă răcoresc și să iau gustare. Am intrat într-un atelier de dulciuri handmade, cu ispite, pe gustul meu. Ne-am comandat aceste bunătăți pe care le voi încerca chiar acum. Atelierul este drăguț decorat cu obiecte vintage, dar nu am ales să mănânc înăuntru, ci afară, pentru că sunt aceste măsuțe joase și scaunele cu trei picioare. Oare ce avem noi aici? Vă arăt imediat. Este o bezea care arată foarte, foarte bine. Frumușica, aș putea să spun. Este un pic cam mediocră. Îmi pare rău, nu vreau să fiu rea. Este doar dulce, numai zahăr. Este gătită cum trebuie, este crocantă. Înăuntru, între cele două bezele, se află o cremă de unt, iar deasupra este un pic de nucă tocată. Ca să nu fiu rea, mai gust odată. Are gustul ăla de carton. Parcă au fost ținute după ce au fost scoase din cuptor și lăsate la răcit. Parcă le-a pus într-un carton și au absorbit mirosul acela. De-aia nu prea îmi place. Avem o nuga și o halva. O să trecem la nuga întâi. Este o porție destul de ok. Sperăm să fie și bună. Miroase a nuga. Asta chiar că nu e bună deloc. Este făcută din albuș de ou bătut cu zahăr mult, în fine. Treaba este că zahărul nu s-a topit. Deci se simte efectiv zahărul pudră, rămas înăuntru, a fost frecat prea puțin. Înăuntru are niște nucă care e neagră. Nu merită banii. Nu merită banii, nu. Un leva 80, dar e no go. A treia șansă, ci că e halva. Asta are, asta n-are. Care e cea câștigătoare? Poate e niciuna. Am întrebat ce e, dacă e ciocolată de casă, a zis că e halva. Nu știu, părerea mea e că nu arată halva, dar o gustăm. O combinație între ciocolată de casă și halva, în sensul în care are textura unei ciocolate de casă, dar are gustul acela de halva, de floarea soarelui. Iar înăuntru văd niște bucățele de alune. Da, sunt niște bucățele de arahide, dar nu au fost prăjite înainte. Sunt arahide din acelea mai natur, cum se zice la Lidl. Și pot să spun că deși am luat fix o gură din fiecare, deja simt cum mă arde gâtul de la zahăr. E un zahăr prost, nu-mi place absolut deloc. Măcar că unelele sunt simpatice și masa la care am mâncat. Din păcate, este o mare risipă de materiale și de muncă, în special, să pierzi atâta timp ca să faci ceva care nu e comestibil. Păcat, o să ajungă la gunoi. Aici este un atelier în care se fac oale și bijuterii de cupru.
Avem aici o licică care costă 50 de euro și, bineînțeles, o tigăiță care mi-ar plăcea și mie așa să gătesc ceva în ea. E destul de fancy, trebuie să recunoaștem, e foarte frumoasă. Eu zic că mai bine o pui undeva pe peretele bucătăriei decât să o folosești. Costă 52 de dolari, adică 48 de euro. Și mai avem și niște ibrice destul de drăguțe care încep de la 18 euro până la 45. Acesta este un ceainic foarte fain. Cerceluși de cupru, lucrez manual. Ce se aude pe fundal este meșterul care bate la cupru. Afară este foarte, foarte cald, este ora 2 și ne e foame, n-am mâncat nimic până acum, am băut doar niște apă. Haideți să căutăm mâncare, să ne înveselim puțin, să prindem forță. Nu e nimeni pe stradă, ochii trebuie să-mi vadă. Ne e foame, ne e foame, bucățică. Și mie. Suntem la restaurantul Staatsliwecka, sper că am pronunțat corect, nu cred, dar mă iertați. Ne-am comandat câte ceva de mâncare. Avem aici brânză de vacă cu niște ciupercuțe care arată foarte bine și cu o brioșă superbă. Haideți să gustăm brânzica. Este o cremă de brânză sărată, foarte bună. Cu usturoi în ea, are piper, e extraordinar de delicioasă. Are și o feliuță de ridiche, cu care bineînțeles că se potrivește foarte bine. Și avem și niște ciupercuțe aici. Ciupercile sunt bune, încă mai au bis, adică sunt încă un pic tari, nu sunt moi de tot. Sunt gustoase, sunt de calitate, sunt ciuperci din acelea brune, prăjite într-un pic de ulei, chiar delicioase. Brioșa asta miroase de milioane. Haideți să o gustăm. Se potrivesc de minune împreună. Chiar brânza aceasta se arată cu ciupercile dulcege, extraordinar de bune. Iar înăuntru este și puțin ulei de trufe, aruncat așa un pic, dar este suficient, nu e prea mult, pentru că uleiul de trufe este un pic păcălitor, în sensul în care atunci când pui prea mult în mâncare, ți se face rău. Uleiul de trufe este doar puțin, așa, discret, fin, ca să dea un plus de aromă. Nu folosiți prea mult ulei de trufe, eu știu, am încercat și prea mult nu e bine. Puțin și bun. Ia uitați frumusețea asta, avem aici un burger chicken Cezar. Cezar, ce faci Cezar? Dacă vezi vlogul să știi că mă gândesc la tine. Uite, ți-au făcut ăștia un burger care arată extraordinar. Ia uite ce coroană are aici, deci chifla arată uimitor. Este superbă de-a dreptul, este 100% făcută de ei. Acest burger nu este servit cu cartofi prăjiți, ci cu chipsuri prăjite făcute homemade. Uitați-l ce frumos este acest chips prăjit perfect. Crocant. Extraordinar, ce să mai am. Wow, deci astea sunt chiar foarte, foarte bune. Nu sunt deloc uleioase. De unde să mușc, că n-am cum să mușc, uitați cât e de imens. Aș vrea să mușc din el, dar nu pot. Nici o șansă. Din păcate, trebuie să-l stricăm. Avem aici o felie de bacon, niște șnițele de pui, care arată foarte bine. O felie de roșie, ceva castraveți murați și niște sos. Am făcut un mini burger. Șnițelul de pui este foarte fraged, este prăjit exact cât trebuie, este făcut în pesmet.
Grozav, nu este sărat, îmi place treaba asta foarte mult. Baconul lor este unul mai de calitate, nu este un bacon luat de la supermarket sau ceva. Pare chiar ceva regional, delicios, de asemenea. Și pâinica care e, wow. Să trecem la felul 3, care cântărește în jur de 3 kg. Este o placă de fontă aici, care este foarte grea și încă o farfurie. Haideți să tăiem puiul să-l gustăm. Puiul este foarte fragil, prăjit în pesmet, dar ciupercile sunt ok, cartofii sunt buni, dar sosul e teribil. Nu știu, nu îmi place absolut deloc. Pe cele 3 feluri de mâncare, o sticlă de apă minerală și un cocktail, am plătit 80 de leva, plus bacșișul încă 10 leva, 90 de leva în total. Mâncarea a fost ok, dar ultimul fel de mâncare, sinceră să fiu, nu mi-a plăcut deloc. Sosul acela a fost no-go. Avea o aromă ușor amăruie, amestecată cu brânză veche și cu trufe. Nu s-a potrivit deloc. Mie personal mi s-a părut că sunt așa, se potriveau ca nu ca în perete și chiar nu mi-a plăcut. Asta e adevărul, nu a fost pe gustul meu. Ne-am odihnit puțin și ne-am ascuns de căldură pentru că astăzi a fost o vreme caniculară din nou, o zi normală de vară în Europa, iar acum o să mergem să luăm și noi un desert, să ne răcorim puțin. Hello! Pe aceste 4 cupe de înghețată am dat 14,40 leva. Avem aici înghețată de fistic și înghețată lion, iar cealaltă bucățică și-a luat înghețată de cacao și Snickers. Să le gustăm! Cupele astea de înghețată sunt babane rău. Haideți să gustăm înghețata de fistic, care arată destul de bine, sper să fie și bună. Și ghiți ce? Este foarte delicioasă înghețata de fistic. Nu este la fel de bună ca cea italienească, dar e destul de aproape. Înghețata aceasta de fistic are și câteva bucățele de stracciatella. Foarte, foarte delicioasă. Să gustăm și înghețata Lion. Înghețata asta Lion are și un pic de napolitan înăuntru și niște crunch de caramel. Foarte bună. Înghețată de cacao. Arată și asta bestial, de cacao negru. Aceasta are niște arahide înăuntru și portocale. Foarte bună. De o înghețată foarte ciocolătoasă. Mai avem aici o cupă de înghețată Snickers. Trebuie să sap un pic la ea. Hai că am găsit-o. Aceasta este mai dulceagă. Este înghețată de cacao cu alune înăuntru. Bună. Sunt foarte asemănătoare cele două, numai că aceasta este cu ciocolată neagră, portocale și alune și cealaltă este doar cu ciocolată normală cu lapte și cu alune. Foarte bună și asta. Pentru iubitorii de ciocolată, înghețata asta e wow. Mâncăm înghețată, ne uităm la orașul Veliko Trnovo și la lună. Îți place înghețată, bucățică? E bună, îmi place, e foarte generoasă. Generoasă, e mare, nu cred că pot să o mănânc pe toată. Dar cel mai mult îmi place asta de jos, care au ascuns-o, înghețata Snickers, e mai bună. Înghețata de la Virtuoso a fost extraordinar de bună la gust, mi-a plăcut enorm și terasa lor este wow. Așa că merită, când veniți în Veliko Trnovo, să vă opriți aici și să mâncați o înghețată pe care nu cred că o veți uita așa ușor. Ziua noastră tocmai s-a încheiat, dar mâine pornim iar la drum. Descoperim orășelul Veliko Trnovo și ce se mai află prin împrejurim. Așa că nu uitați să lăsați un like, un coment și să share-uiți acest vlog. Seară bună! Ne vedem mâine! A doua zi în Bulgaria o începem de la torțele comunismului. Ele se află la baza monumentului Buzlugia. Haideți să punem mâna pe torți. Ce degete mari au făcut! Și par a fi făcute din metal, turnate cumva, le-am atins.
Îmi place mult că aici e un pic mai răcoare față de Velico și miroase foarte bine. Sunt o grămadă de sânzâiene prin jur și tot felul de flori sălbatice. Așa că e chiar plăcut azi. Să mergem la monument, de-abia aștept să-l văd, țin de vreo 3-4 ani să vin aici. Ai grijă la scări. Gracias. Și vă recomandăm și vouă să veniți aici. Știu pe cineva care este pasionat de monumente comuniste. Mai ales abandonate. Mai ales abandonate, da. Se numește Ștefan Erhan și are și el un canal de YouTube. Și dacă doriți, vi-l pun acolo să vedeți, să vă abonați, să dați like. Până aici am făcut 70 de kilometri de la Velico, iar drumul este unul superb. Ca să ajungem acolo sus, trebuie să continuăm înainte, așa că haide să mergem. Am ajuns la monumentul comunismului din Buzugea și bineînțeles că aici am găsit un mini monument pe care îl vom lua acasă. Am dat pe el 7 leva și mi se pare ceva extraordinar. Hai să-l vedem mai de aproape bucățică. Acest monument a fost inaugurat în 23 august 1981, construit bineînțeles de Partidul Comunist. Între 1974 și 1981, are vreo 70 de metri înălțime. El este construit din beton, se vede oțel și sticlă. Ar fi fain să reușim să intrăm și înăuntru, dar din păcate nu se poate. E închis. Când te uiți de la depărtare, acest monument arată ca Starship Enterprise din Star Trek. Dacă nu știți, căutați pe Google și o să vedeți că s-ar putea să am dreptate. Oricum, mi se pare super, îmi place designul și arhitectura lui. Sper că într-o zi să-l putem vizita și pe interior, când va fi restaurat la fosta lui glorie. Asta e tot ce putem să filmăm din interior. Aici se vede o masă și niște scări care urcă foarte cool. Hai să mergem să mai căutăm un obiectiv interesant aici în zonă, după care să mâncăm ceva, să plecăm înapoi în România. Mănânc un chips cu gust de brânză în mașină, este ora 17:30 și mai avem vreo oră jumate până la Velico, unde o să căutăm ceva bun de mâncare. Bune chipsurile astea, au gust de cașcaval, sunt lungi așa, un pachet costă 3 leva și sunt destul de gustoase, găsiți și diferite arome, au și cu bacon, au și cu ceapă, și cu smântână, au și cu wasabi, îmi plac foarte mult, am luat cu wasabi din Sofia odată și mi-au plăcut enorm, dar tura asta nu am găsit. În spate, ia uite așa avem. Lada noastră frigorifică, să avem tot timpul băutură rece și Red Bull. Nu m-am putut abține, a trebuit să coleg și eu câteva floricele. O sânzuiană, o codița șoricelului, cred că se numește, și o floricică pe care n-am mai văzut-o până acum. Asta nu miroase, asta miroase, vă știți și voi cum miroase, și sunt zâienele care miros superb. Mi-am improvizat și o vază. Foarte drăguțe, florile de câmp sunt favoritele mele. Thank you.
Seara se termină, la fel ca și weekendul nostru în Veliko Târnovo. Aici sunt foarte multe de vizitat, două zile nu vă ajung, asta e sigur. Și în afară de asta, din cauza căldurii, din cauza caniculei, este foarte greu ziua să umbli peste tot. Nici noi nu am putut să vizităm atât de multe pe cât ne-ar fi dorit, dar este un motiv să revenim. Căutăm un loc de parcare să mergem și noi aici la un restaurant mai în centru, dar e greu, greu aici cu parcare. Suntem în centrul orașului Veliko Târnovo, la restaurantul Etno, și ne-am comandat câte ceva bun de mâncare, că suntem lihniți de foame. N-am mâncat decât câteva chipsuri și am împărțit o merdenea de la benzinărie, care nu merita niciun review din punctul meu de vedere, adică n-am luat decât o gură, nu mi-a plăcut, era super gumată, dar nici nu pot să cer prea mult pentru că e foarte cald afară. Zilele astea a fost torid în acest oraș, care e făcut numai din piatră, se încarcă toată ziua pietrele astea de la soare și seara încep și ele să dogorească. Avem și o priveliște frumoasă asupra monumentului dinastiei Yasen, pe care tocmai l-am vizitat. Avem aici o salată scopșca. Sigur, nu am pronunțat bine, dar se numește exact ca salata din Serbia, iar Litian, unul din abonații noștri fideli, sigur o să mă corecteze în privința denumirii. Are niște roșii din acestea tip inima boului care se găsesc în Bulgaria. Am văzut la intrarea în restaurant că erau ținute la frigider. Avem castraveți, ceapă verde, pătrunjel tocat și niște ardei copți. Bineînțeles, brânzică rasă deasupra și acest ardei iute. Să încep cu ardei iute? Oare e periculos? Ardei iute. Nu e iute. Oh, ba da. Începe să fie iute. Mamă, e din ăla cu efect întârziat. Oi, 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 ce-a fost în capul meu. Să trece în roșii, care arată foarte bine. Hu, 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 hu. Mai bine acum. Ardei iute, dar e bun. Brânză rasă, telemea de vacă ca a noastră, gustoasă, îmi place. Avem și niște ardei copți. Ardei copți sunt belea. Nu prea folosesc cuvântul ăsta, dar sunt extraordinar de buni. Iar castravetele, care are gust de castravete, foarte buni, proaspeți, sunt crunchy. Și au o aromă așa mai naturală, mai bio, ca să zic așa. Mamă, ce bună e! Îmi place salata. E extrem de delicioasă. Au pus un pic de ulei de măsline peste. Și sinceră să fiu, n-au pus sare sau piper pe ea. Dar zic că nici nu-i trebuie. Totul se echilibrează foarte bine. Iar pătrunjelul ăsta e numai bun. Ia uitați ce bunătăți avem aici, se numește caigana acest fel de mâncare. Sunt ca niște chifteluțe. Mi-a plăcut foarte mult cum arată, le-am văzut la cineva în farfurie, care de obicei am spionat, nu mă pot abține. Și am arătat la Kenner, din ăla vreau, din ăla vreau. Așa că eu zic că e o variantă foarte bună atunci când mergeți într-un restaurant și nu știți ce să comandați, iar ceva de la o masă vecină vă face cu ochiul. Spuneți-i, vreau și eu din aia. Haideți să gustăm. De mirosit miroase grozav. Wow! Wow! Băi, ce bunătate! Dacă vă spun ce e, pătrunjel tocat, amestecat cu cașcaval ras, apoi prăjit. Sosul este acrișor, este un sos din iaurt, cu puțin mărar înăuntru, extraordinar de bun, răcoritor, fresh, wow, oh, ne-a mai venit mâncare. S-a
s-a umplut masa de mâncare, uitați ce avem aici, nu mai așteptam să vină toate odată. Noi le-am comandat pe rând, am comandat întâi salata și aceste appetizers și am zis apoi să vină cavarma și legumele la grătar. Nu-i nimica, îi dăm bătaie, le înfulecăm pe toate și vă spunem ce gust au. Ce e viața fără gluten? Ce e viața fără pâine? Și eu zic că viața este tristă fără pâine. Iar mirosul ăsta de pâine proaspătă, padlenca bulgărească, stropită cu un pic de ulei de măsline, mamă, padă! În ulei de măsline este pus și niște usturoi. Wow! Mamă, ce bune! Deci e incredibilă. Este mai mult ca o focaccia, ca să zic așa. Extraordinară. În restaurant au și un cuptor de pizza, l-am văzut. O să-l filmez pentru voi să vi-l pun aici. Cred că se văd inimioarele din ochii mei. Pentru că eu sunt foarte fericită în acest moment. Aceasta este o cavarma de purcel servită în pâine. Cred că se vede, nu? Sunt super happy, arată foarte bine totul aici. Ia uitați, mamă! Hai să gustăm purcelul întâi. Fărbinte, carnele de purcel este foarte fragedă. Vai, ce bună e! E chiar grozavă. A atras deja gustul de la roșii și de la ardei. Se simte dulceața roșiilor, extraordinar. Mai avem aici niște ardei. Mie îmi plac foarte mult ardei. E super, ce să mai m-am îndrăgostit de cavarma asta. Un rod de tolangos, ce să mai discutăm. Și roșiile cu ceapa. Suflăm înainte că e fierbinte. Mamă, roșiile astea dulcege. Vai ce aromă au. Tot așa, o mâncare simplă, dar cu suflet și cu ingrediente bune. Ia uite ce mai avem noi aici, niște ciupercuțe. Ciuperci șampinioni și ele făcute tot așa pe plită. Wow, mamă, bune, bune, bune. Este extrem de grozavă. Vă recomand să veniți la acest restaurant când veniți în Veliko Târnovo. Chiar dacă nu are chiar atât de multe review-uri, dar aici am mâncat cu adevărat bine. Adică toată mâncarea este excelentă. Decorul e super ok. Ai vedere frumoasă. Ce pot să zic? E wow! O să vedem și când plătim, dacă e wow sau nu. Am luat la cavarma și câteva legume la grătar, că chiar mi era poftă. E delicios, e dulce, făcut pe grătar. Îmi place. Și mai avem și niște ardei capia și ei făcuți frumos la grătar, încălziți acolo bine pentru noi. La fel, dulci, buni, totul este stropit cu ulei de măsline la acest restaurant, absolut totul. Și chiar e un ulei de măsline destul de calitativ, îmi place gustul lui. A venit și nota de plată care ne-a bucurat foarte mult, a fost numai 68 de leva. Pe o sticlă de apă minerală mare, o Coca-Cola, un capi, acea pâinică bulgărească, cavarma care a fost grozavă, chifteluțele, o salată și legumele la grătar. Am mâncat foarte bine, dar nu am reușit să dovedim toate acele porții de mâncare, așa că ne-am luat la pachet restul. Și da, dacă v-a plăcut vlogul nostru, nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și să lăsați un coment. Noi acum ne vom îndrepta spre București, este ora 10 și un sfert și trebuie să părăsim Bulgaria până la ora 12 noaptea pentru că ne expiră rovinieta. Plecăm, pa, pa, ne-a plăcut la Veliko, veniți și voi și vreau să vă spun că o să fiți un pic pe fugă pentru că sunt foarte multe lucruri de vizitat aici, așa că mai bine veniți de mai multe ori!